Ei, sincer, la asta nu mă așteptam, nu am văzut ieri pe Antena Play, probabil nici nu s-a dat materialul acesta. Când Ionela plângea acolo pe hol, a trecut Stelian pe acolo, a văzut-o că este supărată, s-a așezat lângă ea, a stat de vorbă cu ea, a consolat-o. Nici nu am văzut până acum partea asta a lui Stelian și nici nu mă așteptam să fac că treaba asta în legătură cu Ionela, mai ales că nici nu știa ce discuție a fost exact între ea și Robert, nu știa exact situația decât ce a povestit ei, partea ei de adevăr, cum ar veni și mi s-a părut așa, am văzut un pic de empatie și lucruri la care nu mă așteptam din partea lui Stelian, însă din partea lui Robert, iarăși, o mare nesimțire pentru că ați văzut și acum la Capricci, în timp ce se difuza acest material, el râdea în hohote, adică exact ce i s-a întâmplat lui Cutes când se difuzau materialele cu el, cum plângea și suferea după despărțirea de ea și aceasta râdea și spunea că nu impresionează lacrimile unui bărbat și, mă rog, știți care a fost toată povestea din spate și acum el făcea la fel, adică se uita pur și simplu la material și râdea non-stop. Mi s-a părut așa foarte mare nesimțire din partea lui în condițiile în care totuși vezi un om care plânge, nu era nimic, absolut nimic de râs în situația respectivă. Iar din partea lui Stelian, sincer, chiar nu mă așteptam să-i fie aproape Ionelei. Acum, sincer, nu știu cu ce scop, dar rămâne de văzut.